plec mai sănătos, cum am venit. Când mi-a dat aripi, sufletele s-a curat și sunt dornice mântuirii. Așa? Și plec așa ca un vultur, un munte așa puternic. Și mi-a dat pinte să urc dealul, fără de legilor. Și am și un cuvânt că mă așteaptă ca pe pâine caldă alții, acolo să le povestesc. Cum a fost, părinte, cum așa. Deci aceste cuvinte care le-ați citit al părintișeni, le-am citit și eu. Am avut cartea, le-am citit. Deci, eu sunt slab, n-am nimic bun, dar mă stăduiesc ca pentru dumneavoastră să-mi înnoiesc eu sufletul, să-mi dați aripi ca să pot bura către cele înalte, așa cum a spus Părintele Arsenie Boacat, și că faceți-vă vulturi și subțiați-vă trupul prin fost rugăciuni ca să puteți bura către cele înalte. Nimic izbinut din viața aceasta trecătoare, totul este vie ca să urcăm acest munți ai necredinței. Și sunt fericit, plec, așa, nu am cuvinte, pentru că ne vorbește ei. Și așa cum ei n-au murit. Îmi spunea cineva aseară, când s-a de vorbă, că părinte, dar n-a murit nici părintele Iustin, nici părintele Ioan, nici părintele Martin, nici Maica Mihaela, că vorbește prin cineva. Și vorbește. Dacă voi veți tăcea, îmi spune, pestrele vor striga. Și ei mi-a ajutat de acolo, ei îmi dă putere, că eram terminat când vineam acum. Am fost am mai curt, n-am putut să vorbesc puțin așa, am acolo și zic, n-am să pot vorbi nimic, zic, doar vă dau dumneavoastră, doar două-trei cuvinte. Iată că Dumnezeu, dacă v-aș vorbi toată viața, că cuvântul meu nu are sfârșit, toate au sfârșit, tot, și păcatul are sfârșit, și îmbuibarea are sfârșit, așa? Numai cuvintele tale, cum spune la începutul cărții, numai cuvintele tale, Doamne, sfârșit nu are. Cât de dur sunt cuvintele tale, Doamne, pentru gâtlejul meu, tu mai duci ca merea și fagurul. Întru ce v-a întrebat, îndreptat în lucrul ăsta, numai povățit de cuvântul, de cuvântul tău, Doamne. Deci, dumneavoastră, mi-ați întărit sufletul. V-ați folosit poate mai puțin. Tăi m-am folosit foarte mult din dragostea dumneavoastră și plec îmbuibat de Dumnezeu. Credeți-mă, plec îmbuibat. S-a dus și osteneala, s-a dus și obosala, s-a dus și pichisara, s-a dus și voma, s-a dus tot. Când Dumnezeu a stat aripi ca să pot dura cărna. Vă las cu măicuța Domnului. Deci, o rugăciune de încheiere. Da.